Fostul primar al comunei Grojibodu este acuzat că a încheiat 9 contracte cu SC Marcus Impex SRL și SC Marcel and Marian Trans SRL, firme administrate de către Marian Buruntia prin încălcarea prevederilor OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică. Procurorii DNA spun în rechizitoriu că toate acestea s-au întâmplat între anii 2008-2012. Concret, primarul a fracționat nejustificat lucrări de modernizare la drumul comunal 37 și a acceptat la plată decontarea unor lucrări neexecutate de firmele prestatoare, pe baza unor situații de lucrări și a unor procese verbale de recepție care nu reflectau realitatea. În același context, inculpatul Sima Gigi, în calitate de diriginte de șantier, nu a verificat realitatea lucrărilor menționate în procesele verbale de recepție, facilitând decontarea unor lucrări neefectuate sau efectuate necorespunzător din punct de vedere calitativ de către inculpatul Nițulescu Tudorel, informează procurorii DNA printr-un comunicat de presă. Prejudiciul cauzat comunei Grojibodu se ridică la peste 6 miliarde de lei vechi, fără TVA. Cele două firme, ale lui Marian Buruntia, s-au ales cu bani frumoși, fără să lucreze, ori să lucreze de mântuială. SC Marcus Impex SRL a încasat peste 3,5 miliarde de lei vechi, fără TVA, iar SC Marcel and Marian Trans SRL aproape 2,5 miliarde de lei vechi. Procurorii au pus sechestru pe bunurile imobile deținute de inculpații Tudorel Nițulescu, Marian Buruntia, Gigi Sima și SC Marcel and Marian Trans SRL. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Olt.